întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți dacă e bună voie și nimeni nu face acest pas. E bună voie. Da? Dar de ce? Că vreau să-mi copilul lui și să trăiesc cu mesicișurile. Ah, da, foarte bine. Sanda, potrivit credinții tale și a ceea ce ai mărturisit, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.